În cursul zilei de 23 februarie, în jurul orei 10, jandarmii humoreni au depistat în zona pieței agroalimentare din orașul Gura Humorului o persoană care încerca să comercializeze articole de îmbrăcăminte și încălțăminte inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. În urma controlului corporal și al bagajelor s-au găsit un număr de 7 articole vestimentare și de încălțăminte ce aparțin unor mărci înregistrate fără acte legale de proveniență. Jandarmii au ridicat în vederea confiscării produsele, iar persoanei i s-au întocmit actele de sesizare necesare organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prevăzute de legea numărul 84 din 1998 privind mărcile și indicațiile geografice.